Astăzi trebuie neapărat să mă ocup de cultura de porumb. Au început să crească foarte multe buruieni și nu e bine. Am fost cu tractorul până la magazin și am cumpărat acest sprayer de la John Deere de 250 de litri. Se află într-o stare foarte bună de funcționare, nu e chiar nou. Luat cu 2000 de parai, încărcat cu 200 de litri de erbicid, de foarte bună calitate. Inițial am vrut să cumpăr ceva fără roți, mai micuț, dar băieții de acolo mi-au recomandat să merg pe ceva cu roți, pentru că e posibil ca tractorul să nu-l tragă. Ăsta ar trebui să-l ducă lejer. Până aici nu mi-a făcut probleme. Acum ia să-l pregătim. Frumos, elegant, cât de cât. Uite așa. Toată instalația e în regulă. Să vedem cum funcționează. Aia, frumos, elegant. Încerc să merg printre rânduri ca să nu calc foarte mult. Puțin mai la margine. Porumbul a crescut foarte bine. Sperăm să avem o cultură foarte bună și o producție mare. Oprim robinetul. Că venim vorba de erbicid, e scump rău. 500 de parai pe 200 de litri, totuși. Măcar nu trebuie să dau de 10 ori. Că dacă luam ceva mai ieftin, prea era combinație. Depinde dacă murea buruiana. Încerc să nu calc foarte mult cu tractorul. Da, mă, ce s-a întâmplat? De acum, în următoarele zile, va trebui să dau cu niște apă, dar nu chiar acum, că se spală tot erbicidul ăsta și n-are niciun rost. Este timp. Până va crește porumbul mare. Hă-hă, mai durează. Încă mă mir că a crescut atât de repede. E un soi foarte bun. Ceva hibrid. E numai bine, ceva rămâne în sprayer, voi goli. Am câteva butoaie, nu e problemă și îl pregătim pentru apă. Cam atâta. S-a dat și cu erbicid. De acum așteptăm să moară. N-ar trebui să mai crească. Să strâng brațele astea. După cum ziceam, cred că acum am să golesc tot erbicidul ca să nu rămân acolo în rezervor, că nu e bine. Aș zice că e făcut din metal, nu din plastic.
Aha. Păi dar cum să mă încadrez eu? Am făcut rost de un rezervor dintr-o ăsta de o tonă și am golit tot erbicidul în el. Partea proastă e că nu cape sprayer-ul în șopreață, așa că trebuie să-l las pe afară. Aia e. Atinge în acoperiș. Ce să-i fac? Hai să dăm o cheie la tractor. Acum m-aș duce până la văcuțe să vedem dacă mai au hrană. Să mai pun balotul ăsta, dacă încape. Și cred că mai au nevoie de apă. Se pare că da. Punem acușa, nu e problemă. Și acum mi-aduc aminte că trebuie să pun niște apă la ciuperci, la ciupercărie, că nu mai este deloc. Uite așa. Se golește toată cisterna? Se pare că da. Pe zero. Direct la fântână. Umplem rezervorul și la ciupercărie. Poate aducem puțină șupaci pe la grădini. Să fie. Altfel nu vor crește culturile. Stai că poate dărâm fântâna. Momentan n-am chef de construi nimica. Uite așa cât mai aproape. Conectăm furtunul. Se vede că n-a mai fost deloc. A încăput toată cisterna. O mai încarc încă o dată. N-a mai rămas foarte multă apă în fântână. Se mai strânge la noapte. Să mai punem și aici jumătate de cisterna. Se descarcă foarte repede. Acum ar trebui să duc cisterna înapoi de unde am luat-o. Că aici nu prea mai am loc în fermă. Poate să stea acolo și am șopreață. Și cel mai probabil am să mai aduc câteva utilaje pe aici. Cu bănuții ăștia de mai am 7000 de parai, e posibil să mai fac încă un garajel. Un garaj pentru utilaje. De aceeași mărime sau mai mare, chiar. E nevoie. O, uite așa. Am lăsat iarba să se usuce aproximativ 2 ore, acum o întorc, o mai las tot așa și facem baloții.
Ha, mă, tractorașule. Ce, nu mai cunoști utilajul ăsta? Păi se poate. Bun. Încă de două ori și am terminat. Am o puțin mai în spate. Gata. S-a opresc utilajul. Că stă tractorul ăsta turat la maxim. Nici în viteză nu mai intră cum trebuie. M-am apucat de adunat. Sper ca până diseară să termin. Că merge bine. Mai rămân câteva grămezi pe aici pe acolo, dar n-am ce să fac. Și așa e foarte împrăștiat fânul. Au început să iasă pe bandă rulantă. S-a uscat destul de bine fânul. Am terminat de balotat, acum mai rămâne să-i adun. Ar trebui să termin până se întunecă. Nu sunt foarte mulți. Undeva la vreo 20. Bun și ăștia.